Ana, uite ce e după noi! Am supărat extraterestri, m-au dat jos din lavă! Ana, poți să-mi spui cum am ajuns aici? Adică, ce căutăm în mijlocul spațiului pe un singur bloc? Și, mamă, cât de mișto se văd planetele astea de pe lângă noi! Bă, unde am ajuns, bă? Uite ce frumos este! Bă, chiar e frumos, rău de tot! Dar de ce suntem aici și singurul nostru chestie de oxigen e asta de pe cap? Am înțeles, hai că o să supraviețuim aici de... Ok, nu o să mai zic nimic. Ana, deci noi aparent suntem pe un singur bloc în mijlocul spațiului. Dacă spargem blocul ăsta, cred că o să fie mai multe blocuri și trebuie să supraviețuim printre aceste planete care arată foarte, foarte șmecher. Așa că, da, nu știu, eu mă pun pe treabă, habar n-am ce... Mă, ce minereu ăsta... Bă, ce se întâmplă aici, Ana? Ce-i minereul ăsta? Ai mai văzut așa ceva vreodată? Ok, deja totul a început foarte ciudat, Ana, și căzut. Bă, din prima secundă, cum poți să cazi atât de repede, Ana? Vezi că am aruncat un lemn, prinde-l și tu acolo, dacă poți. Ok, deci hai să vedem, Ana, cum ne-am descurcat noi dacă am fi prinși în mijlocul spațiului. Adică nu că cum ne-am descurcat, că chiar suntem prinși în mijlocul spațiului. Și cum am putea să supraviețuim. Deci vedem că avem foarte multe planete foarte șmechere. Trebuie să spargem la blocurile astea aici de sub noi ca să vedem ce se întâmplă. Și cred că vreau să merg și pe una din planetele astea, nu? Sau pe toate eventual, dar văd că sunt foarte, foarte departe una de alta și nu știu cum o să meargă. Dar o să fac... Mamă, cum arată crafting-ul? Bă, ce bă, asta, navă spațială! Ok, hai să-l pun, uite aici, ca să-l avem aici la nivel mai sus. Deci avem aici un crafting și putem să craftăm un absolut nimic, ok. Haideți să spargem la blocuri, Ana, ca de obicei, cum știm noi, pe one block. Vrei să vezi ceva? Nu știu dacă vreau să văd ceva, Ana, ce vrei să faci? Pui blocuri... Ok, da, o tactică foarte bună, pot spune. Bă, de fapt n-a fost atât de rău, pentru că acum putem să punem blocuri aici jos. Bravo, Ana, te-ai descurcat de minune. Deja ai murit de 10 ori de când ne-am spawnat aici în mijlocul spațiului. Și, ce e asta? Moon Rocks. Ok, deci, Ana, fii atentă că eu vreau să ajungem. Uite, planeta asta cred că pare cea mai apropiată. Vreau să ajungem pe planeta aia. Așa că ține-te bine că eu vreau să facem cel mai mare pod din lume. Și nu știu cum o să ajungem vreodată acolo. Așa că trebuie să spargem foarte mult aici și după aceea să ajungem pe planetă. Deci presupun că o să stăm aici ceva timp. Ok, fraților, deci aparent am ajuns la blocul 100 și s-a întâmplat ceva. Bă, ce se întâmplă, bă, aici artificii? Uite-o, bă, tu te-ai îmbrăcat, eu nu am chestii. De ce tu ai chestii și eu nu am chestii? Și ne-a dat aici niște flori. Da, ne ajută foarte mult florile astea. Bă, Ana, ce ai primit? Că ai primit chestii și eu nu le-am primit, că tu ai stat aici să... Bă, what? Am primit... Bă, ce mă ăsta? Alien Blaster. Mamă, armă de extraterestri, ce mă aici? Lol, ok. Deci, Ana, tu te-ai băgat. Bă, știi ceva? Ia ține tu astea. Eu o să iau doar sabia dacă e. Și împărțim armura, frățește. Uite, așa, ok. Ia tu restul de chestii din chest. Ia-le tu, poți să le ții tu tot ce e acolo. Și bagă-te la spart că eu încerc să mă prind cum ajungem pe planeta aia, pentru că mi se pare foarte departe și s-ar putea să ne ia gen 100.000 de ani și trebuie să fac slaburi, ok? Și tu spargi acolo în continuare cu uneltele alea. Eu încerc să fac aici un mare, mare pod și să vedem ce se întâmplă, că vreau și eu pe o planetă din asta, Ana, că eu nu mai pot. Deci eu nu mai am răbdare, vreau neapărat. Mamă, ce cad blocuri pe acolo. Mamă, hai că știu să construiesc. Deci eu vreau neapărat pe o planetă din asta. Ți-am spus, eu nu mai am răbdare efectiv. Băi, Ana, deci chiar ne-am apropiat de planeta asta. Vezi că nu mai avem atât de mult. Am făcut aici ceva pod cât am putut și eu cu slaburile alea și așa. Mai vreau blocuri dacă mai e și nu știu cu ce trebuie să facem cu Alien Blaster ăsta. Vreau și eu să trag cu el, dar nu știu cum. În chest am... Bravo, Ana, șmecherul de tot că ai pus în chest. Ok, mamă, avem și stone, ok. Mă rog, cobblestone, ca să putem să facem unelte. Bun, atunci mă bag să mai fac sleburi și din astea. Și cred că în orice secundă ar trebui să vedem ce este pe planeta aia. Băi, deci dacă e o țeapă colosală și nu e absolut nimic, sparg tot, nu știu ce se întâmplă. Dar tu spargi acolo, Ana, și eu construiesc și facem o echipă bună și... Mamă, dar nu știu cum apucăm noi să vedem tot ce e pe aici. Efectiv, nu vezi că eu sparg aici de două zile? Spargi acolo, Ana. Deci, efectiv, nu știu cum o să apucăm să vedem toate planetele, pentru că abia ajungem la asta și asta era cel mai aproape. Și uitați-vă cât de departe sunt toate.
Ana, cred că avem o problemă. Gen, eu nu am luat în calcul faptul că, ok, am ajuns la planetă, dar gen, trebuie să facem foarte mult în sus. Ne trebuie blocuri să facem o scară, să facem ceva. Bă, deci chiar ne-am cam luat țeapă aici. Trebuie să... Bă, ne trebuie extraordinar de multe blocuri. Și, bă, tu ce faci? Tu ai un prieten acolo? Bă, cu cine vorbești acolo? Tu nu mi-ai spus că avem companie? Uite, acum am văzut. Bă, domnul villager, ce e aici, nenea? Bă, ne dă și nouă ceva, bună ziua, să rum... Ia, cine dă bă ăsta? A, ne dă un mare nimic, ești nebun. Bă, asta e țeapă, uite, ești tu la el. Doamne ferește, ok. Ai mai făcut rost de blocuri? Astea sunt toate blocurile de mai făcut rost. Spune-te rog că mai ai, că o să nebunesc. Efectiv, ne trebuie super multe blocuri. Haide, dă-mi și mie ceva dacă mă... Ok, da, nu știu ce să zic, Ana. Uite, și vaca asta, ai grijă cu vaca? Am grijă cu vaca, dar nu știu cum o să ajungem acolo vreodată, Ana, că e mult, mult prea greu. Trebuie să stăm să facem multe blocuri. Ana, vino puțin la mine, Ana, vino de urgență la mine. Ana, vino în secunda asta. Vino repede, bă, că vin extraterestri pe noi. Ce trebuie să le facem, bă, vine fix pre... Ia, bă, Ana, nu știu ce să zic. Și vine fix ai... Ok, știi ceva? Ia vino, mă, încoa... Mamă, i-am dat una. Bă, gata. Doamne ferește, ce m-am speriat, i-am dat o bucată. Bă, what? Ce a fost chestia asta? Bă, ce se aude, mă, Ana? Ce-i descoperit aici? Hai pe ei? Păi stai așa că n-avem blocuri destule. Ce se întâmplă aici? E un chest din ăla. Ai mai primit ceva? Ai tăme șmechere și nu-mi zici de ele. Doamne ferește, îmi sparge urechile ăsta. Ai, bă, lasă. A, nu e ăsta, chestul. I-am spart chestul greșit, scuzați. O țeapă. Ai, că o țeapă. Cred că a furat Ana toate itemele. Ok. Deci, Ana... Eu nu știu cum ajungem acolo, gen, ne trebuie foarte multe blocuri. Habar n-am cum ar trebui să ajungem acolo. Decât, nu știu, habar nu am, ok? Ana, nu știu cum să-ți spun, dar cred că am mai găsit un prieten din ăla cum era mai devreme. Dar că ăsta, bă, ce? A dat foc! Ana, vino repede că ăsta îmi dă foc și e urât. Ana, vino să mă ajut să-l vezi și tu. Vino cu ai, oh my god. Tu, ajutor? Bă, de ce ajutor tu? Ajutor eu. Cum adică ajutor? Tu ăsta îmi dă foc aici. Mamă, Ana se bate cu navete. Vino cu acea, Ana, vino cu acea, vino cu acea. Fugi, că vin eu. Du-te la ăla, tu să-l vezi și pe ăla. Unde-i mă naveta? Ce-a făcut, mă? Unde-i naveta? A plecat? Mă, ce se întâmplă aici? Mamă, și mai știi să rim așa. Am mâncat-o, Albina. Ok, bine. Vino cu acea să-l vezi pe urâtul ăla, că am descoperit un urât aici. Și vino că s-ar putea să putem să mergem pe planeta asta acum, cred că. Vino cu acea după mine. Deci aici e urâtul ăsta care vezi că dă foc. Nu știu care e problema lui, dar nu prea-i place de mine. Treci, mă, cu acea, pleacă de aici cu focul tău. Au! Nu mai da mine! Doamne, de ce dai random? Că nu mai am viață. Ai ceva de mâncare, Ana? Mi-a dat foc, nu mai văd. Orice de mâncare că o să... ce-mi dai aici, Ana? Mă, ce e asta? Ok, o supă. Știi ceva? Merge și supa. Bun, ok. Ana, ai un pickaxe sau ceva? Pentru că o să-i întrebească un pickaxe neapărat. O să-i întrebească aici un pickaxe. Pentru că imediat o să putem să spargem prin planetă. Și cred că așa o să facem. O să spargem prin planeta asta. Că altfel, nu știu, știam că o să vrei asta. Mamă, ce mi-a dat Ana aici? Bă, tu chiar ai spart chestii. Ești nebun să rămână. Mulțumesc mult. Facem astea aici. Acum așa. Ok, fii atentă. Ok, fă-t-o acolo și trebuie să ne apă... Bă, ce? What? Bă, nu mai da, că am o viață. Doamne, ce m-a speriat ăla, tu l-ai văzut? Oh my god, ce-a fost aia? Oh my god, ok. Hai, vină cu acea. Mă sperie harta asta, du-te bă de aici acum. A sărit ăla pe mine, dar m-am speriat de... Doamne, mamă, suntem fix aici la planetă, ok. Vină cu acea, urcă, o să urcăm acum, stai. Uite, facem așa. Ia fii atentă, că facem așa un pic. Bam, că oricum poți să sari aici, nu? Ok, perfect. Și acum facem așa un pic. Bă, dar nu mai văd nimic aici. Ok, stai că mai punem acum multe slaburi din astea. Ok, poți să sari aici? Dacă poți să sari aici... Oh my god, e lava aici, Ana. Ok, e lava, stai, nu te panica, că... Mamă, panichează-te. Ok, putem să facem rost de blocuri măcar. Dar... dar să vedem cum reușim să urcăm mai sus, că gen e lavă peste tot. Ok, fii atent, eu fac rost de câte blocuri. Mamă, dar cade. Ok, o să fie interesant, Ana. O să fie foarte interesant cum reușim noi să urcăm sus. Pușcă că e lavă, dă-te mai așa, vină cu acea cu mine. Ok, trebuie să facem cumva, uite, hai să urcăm mai pe margine, pe aici.
După 100 de ani în care am mai murit de 100 de ori eu cu Ana încercând să tot spargem pe aici, am ajuns la magmă. Nu știu ce facem cu magma asta, dar pare mai safe decât ce era până aici. Ana, vezi că trebuie să stai cu shift când stai pe magmă, pentru că altfel o să-ți iei mare, mare damage și... Da, exact. Și aici nu știu că... Ba da, mai e lavă, ok. Speram și eu să nu mai fie... Bă, dar e lavă peste tot, nu putem să facem nimic, Ana. E, efectiv, e prea... prea complicat să vii pe... Bă, ia stai, mă, dacă face... Mamă, am activat prea multă lavă, să știi. Am activat foarte multă lavă. Aaa, nu pot să sar! Lasă-mă să sar! Vreau să sar aici, ok, gata. Bun, deci în 100 de ani cred că o să ajungem și noi. Stai liniștită, Ana. Bă, dar tu mi-ai și toate blocurile. Bă, dar fă și tu aici ceva, că nu mai pot, Ana. Ok. Bun, hai că... N-am vrut, îmi pare rău! Îmi pare rău! Păi, hai, fii atent. Nu arunca nimic în voi, nu te mai supăra. Hai că-ți fac aici, deci până vii tu. Îți promit că am ajuns pe planetă, ok? Mamă, vine unde asta pe mine. Nu mai ajungem nicăieri, ok? Nu mai ajung, am făcut accident cu nava spațială. Ok, gata, hai că găsesc, Ana. Am găsit aici. Nu știu ce am găsit aici, dar o să... Iar ai căzut? Mă, ce tot face, Ana? Ok, stai așa, Ana. În 2 secunde, ascultă-mă pe mine. Că în 2 secunde... Mama, așa frumos. În 2 secunde o să fim pe planetă, ok? Ai încredere în mine. Bă, m-a luat pe sus asta, Ana. M-a luat pe sus o navetă spațială. Nu știu ce se întâmplă. Mamă. Doamne ferește. Bă, ce-a fost? Bă, ce e aici? Mamă, vomit. Nu mai vreau. Vino cu ace cu mine, Ana. Vino. Lasă asta. Hai repede spre planeta asta, că aproape ne-am urcat. Mă levitează ăștia. Am văzut că și pe mine m-au luat. Vino cu... Mamă, cât sunt pe aici. Ok, vino repede, că aproape ajunsesem. Deci eram super aproape. Chiar eram foarte, foarte aproape. Bă, deci eu nebunesc. No, du-te, bă, de aici cu navele. Dar nu pot să dau în ea, frate. Deci efectiv eu nu mai pot, Ana. Nu mai suport. Deci nu pot să dau pe ea. Mă levitează, mă. Bă, dar lasă-mă să o omor. Nu mă lasă, efectiv. Uite-l pe ăla. Mamă, fugi. Doar fugi! Mamă, trage și ăsta, treci încoace. Ana, cred că suntem foarte aproape acum. Cred că doar trebuie să săpăm în sus. Fii atentă, stai. What? No, cred așa ceva. Ok, nu pot să cred. Băi, eram fix acolo, Ana. Ana a renunțat, deja a început să spargă din nou la astea. Bă, deci e prea greu, mă. N-ai, mă, ce să-i faci, efectiv. No, mă mai duc o dată, ultima încercare. Ana, dacă după toate chestiile astea nu găsim nimic aici și la cât de păzită e chestia asta sau planeta asta sau ce e asta de extraterestri, eu o să nebunesc! Mamă, ce e aici? Ok, deci hai să ne calmăm un pic, sunt decât extraterestri absolut pe... Mamă, stai că am găsit ceva, Ana! Ana, am găsit ceva! Oh my god, extraterestri! Nu! Bă, stai ce... Bă, un chest! Ce e aici? Dă-mă o armă, dă-mă... Mamă, nu! Ce e asta? Bă, Ana, am o navă spațială! Ana, am o navă spațială și o inimă. Fii atentă, fă-m multe blocuri undeva să aterizez cu ea. Fă-m undeva să aterizez cu ea. Ai încredere în mine. Fă-m undeva cu multe blocuri, așa un loc unde să aterizez. Ana, dă-te că aterizez. Doamne, deja că mă ulu. Cum se controlează, mă, asta? Mă, ce se întâmplă? Stai. Ok, fă-mi acolo cu multe blocuri. Deci dacă mă uit în jos, mă duc în jos. Dacă mă uit în mijloc, nu mă duc nicăieri. Ok. Gata, am aterizat. Ok, Ana, am găsit asta pe planeta aia de ne-am chinuit jumătate de oră să mergem acolo. Da, baftă cu YouTube-ul. Ok, stai așa un pic. Vreau niște mâncare, te rog eu mult. Dă-mi niște mâncare dacă nu te super pe mine, că nu mai pot. Mulțumesc. Oh my god, aveam o singură inimă, ok. Nu știu ce am reușit să iau pe acolo. Uite, am luat și un d-ăsta, ți-am dat ție ăsta. Deci efectiv erau mai multe în chestul ăla. Nu, dar acum putem să mergem liniștiți, nu? Dacă... Ia vezi, poți să te suiști una asta? Ia încercă. Dacă poți să sui... Mamă, păi gata, s-a terminat, Ana, fii atent acum. E, păi până când să ne nebun... Ia vino, nu pot să-i dau lui ăsta. Ok, deci Ana, fii atentă ce era pe planeta asta. Deci era nava asta și... Mamă, stai așa că... Cum așa mai sus, gata. Ok, era nava asta și mai era un chest cu niște... Dar uite-te câte chestii sunt! Frate, n-ai ce să le faci! Uite-te, știu ce e aici! Doamne, păi cum te bați tu cu ăștia vreodată în viață?
Ia stai, pot să iau chest-uri gen... Oh my god, e magma. Ok, nu mai vreau să mă duc acolo. Hai să mergem pe alte planete, că acum dacă am luat ăsta, n-ai cum să faci, efectiv. N-aveam cum să facem ceva... Gen, fără asta n-aveam cum să ajungem pe toate planetele alea. Poți să tragi cu... Nu pot să trag cu ea. Cum să trag cu... Mamă, era tare dacă puteam să trag cu ea. Hai că asta ne mai lipsea. Nu, dar măcar putem să ne mișcăm, să ne deplasăm. Hai aici. Păi și ce e pe aici oare? Ok, e făcută din blocul. Mamă, stai așa că e cobweb. Mamă, iar din ăștia. Ok, stai așa. Ține-te bine, Ana. Ține-te bine că mergem, uite, mergem pe asta, pe planeta asta. Fii atentă. Doamne, ce bine că am făcut. Deci chiar mă miram, frate, să nu poți să faci nimic tot ăsta. Mamă, uite un chest. Ana, dă-te jos, ia chestul și fugi, vino înapoi. Hai, du-te. Du-te, ia chestul repede. Ia repede chestul, ia tot ce e acolo. Hai, repede, Ana. Urcă, ai urcat? Oh my god. Ține-te bine, nu muri. Ce era? O undiță. Doamne, nu pot să cred că era doar o undiță și atâta. Și uit. Oh my god, bă, ce țepe. Deci nu găsești nimic pe planetele astea, mamă, dar abia zboară nava asta. Mamă, tu vezi ce avem în spate? Ana, uite-te ce avem în spate, bă. Oh my god, Ana, uite ce e după noi. Bă, hai mă, faci mișto, dar bine. Am supărat extraterestri, m-au dat jos din lavă. Oh my god, a căzut nava. M-am urcat înapoi. Condu. Ana, condu nava. Du-ne undeva. Bă, oh my god, Ana, cred că mai am doar o inimă. Bă, nu mai avem ce să mai facem. Doar condu în față, du-ne undeva. Sau dă-te... Am murit, oh my god. Bă, Ana, ce faci, mă? Ce ai adus aici? Am înțeles, bine că mi-ai adus pe ăștia aici. Parchează nava, încerc să parchezi nava dacă poți. Oh my god, ce e aici, da. Cred că mi-ai adus toți extraterestrii posibili și imposibili la mine aici pe insulă. Ai parcat și nava, hai că ai parcat-o. Da, cred că urcă. Unde să mai urc? Stai așa. Nu am viață, gen, și mă omoară ăștia. Ok, Ana, n-am unde să mai urc, zic sincer. Ok, eu încă sunt aici. Ok, stai așa, vino cu a. Stai. Bă, oh my god, nu, n-am cum. Vino cu a. Nu pot să urc. Încerc. Am urcat. Ok, condu repede spre altundeva dacă poți. Ok, nu știu cum n-ai murit tu, frate, de atâtea ori, de câte ori am tot încercat și așa. Hai, mai du-ne pe insule, pe planetele astea, dar nu știu ce să zic, Ana. Adică, efectiv, gen, toate sunt useless și nu ne dă niciun item și avem 200.000 de nave după noi, gen. Nu știu cum să spun. Hai să vedem ce mai e pe aici, dar eu zic că nu cred că o să găsim mare chestie, adică, efectiv, uite-te și tu. Hai să parcăm aici, poate e o planetă mai prietenoasă. Hai că e mai prietenoasă. Ia, ce e aici? E un mare nimic aici. What? Văd o chestie. Mamă, Ana, urcă repede, urcă că nu e nimic aici. Tu vezi chestia aia? Vreau să văd ce mai e chestia aia. Vreau să văd chestia aia cu verde. Tu vezi în față, acolo? Mamă, fugi tu cu ăsta? Bă, nu știu ce să mai zic. Și rămân eu cu ăștia, cu ce? Cu... să fug de ei? Stai să vedem aici, Ana. Nu vreau să te duci. Vreau să rămânem împreună, Ana. Dacă suntem în această misiune împreună, hai să mai vedem ce e aici, că oricum deja m-am lămurit cu ce se întâmplă. Mă, ce e aici? Ok. Stai că încerc să parchez pe undeva pe aici. Bine, ați venit pe noua planetă, nu știu ce e aici. Da, deci aici e o mare țeapă din nou. Deci aceste planete nu prea conțin mare chestie. Doar pe asta văd că am găsit o navă și atâta. În rest ne omoară cu toții. Hai, salut, a murit și Ana. Cred că o să mor și eu imediat. Deci, Ana, ce părere ai avut de această hartă? Eu în spațiu nu știu dacă mai merg vreodată cu extraterestrii ăștia. Cred că mi-au dat interzis în spațiu sau ceva de genul. Da, fraților, nu uitați de like și de merch. Dacă nu v-am spus încă pe clipul acesta, aveți primul link în descriere, cel mai șmechere tricouri și rucsace și așa mai departe. Eu am fost aici, burgerul vostru preferat alături de Ana. Și cred că ne auzit și noi data viitoare. Pescuiește-mă, Ana, nu mă lăsa să mor. Pescuiește-mă, așa, mulțumesc. Și cred că ne auzit și noi data viitoare. Am pierdut și nava, nu mai, gata. Are sens, Ana, hai în spațiu, treci în spațiu, haide, v-am pupat și ne auzim și noi pe data viitoare, pa, pa!